Șah, uite, exemplu, armenii, dacă nu greșesc, sunt singurii din Europa care au băgat șah obligatori în școală. Wow. Ce s-a întâmplat? Au, au început să producă pe bandă rulantă campioni în care se bat de la egal la egal cu Carson și cu toți da, nebunii. Observ această tendință a multor tineri de a-și doresc să fie influențări. Uh -huh. Și aici sunt două direcții. Prima este cea de care există și anume că foarte puține ajung să fie cu adevărat plătiți și să aibă o expertiză și un brand personal puternic. Ok, vrei să treci din conținut video, din influencing? Bun, alegeți o nișă, dezvoltăți o pasiune, du-te la niște cursuri să înțelegi expertiza subiectului și creează o comunitate care să fie Tocmai. Pentru tine, exact. și abia atunci consecința este că iei bani. Arta de a nu vinde nu este doar un nume creativ mm -hmm. care atrage și intrigă. Exact. Este o nouă filozofie de a face vânzări. Deci, mm -hmm. ține foarte mult de cum privești lucrurile. Bine te te-am găsit și bine ai venit la un nou episod al podcastului Excelent de bine! Uh... Uite că au trecut mai mult de, mai bine de un an și jumătate și am abordat tot felul de subiecte, însă invitatul de astăzi este foarte interesant și m-a atras foarte mult, de mult îl urmăresc și mi-apare în feed pe la diverse postări, pentru că are un titlu care pe mine m-a atras foarte mult. Însă haide să nu lungesc foarte mult povestea și prezentarea asta, pentru că în această seară o să vorbim despre vorbit unul în public și despre arta de a vinde, arta de a negocia și nu numai despre asta, cu Andrei Dunuță. Andrei, bună seara și, sau bună ziua ce o fi, și bine ai venit. Salutare, Raico, bine te-am găsit. Și mulțumesc pentru că ai acceptat să vii aici în podcastul meu. Da, e clar. Vânzările sunt un subiect care a zice eu că la nivel de persoană, business intră la must have uh -huh. și nu la nice to have. Da. De ce? Pentru că nu trebuie să lucrezi cu titlul oficial de consultant vânzări, sales agent sau da. orice denumire oficială. Uh -huh. Cât timp ești în viață și îți vinzi timpul, îți vinzi imaginea, ești părinte și vrei să-ți vinzi ideile da. către da. copilul tău. Nu înseamnă că lucrăm în vânzări. Sigur, o, oficial da. sau neoficial. Și o să vorbim despre vânzări, despre arta de a vinde, dar mai ales poate arta de a nu vinde. Da, nu vinde, da. Acolo vreau să ajung. Însă, înainte de toate, cine este Andrei Dunuța? De unde, cum, cum vine vorba știi și de unde vii și încotro te duci? Da. Uh, um. Cum ai ajuns în zona asta, în domeniul ăsta? Că tot avem o poveste pentru că. Na zonele astea s-au dezvoltat în ultimii ani și cu toți ne-am ne pregătit pentru cu totul altceva. Adică nu cred că cineva la liceu a zis, gata, eu o să mă ocup de public speaking sau de asta. Așa că, așa un pic de istoric al tău, da. să te cunoaștem mai bine. Background-ul meu și ceea ce îmi doream să, să, să fac când eram mic, este reprezentat de sportul de performanță. Mm -hmm. Am făcut fotbal de performanță cam toată copilăria de la 6 ani până la 19 ani. Ciudat este că într-un paradox foarte, foarte interesant, undeva îmi doream să zic, dacă nu o să joc fotbal profesionist, că cine am, visam atunci Champions League, echipa națională, ca orice sportiv. Da, corect. Ziceam, dacă nu se va întâmpla asta, mi-ar plăcea să lucrez în bancă. Uh -huh. pentru că până să vină criza din 2009 era chestia asta cu domne, domnul de la bancă, da, doamna da, de la da, bancă da, exact. sigur că după 2009 da, lucrez da. cu foarte multe corporații uh -huh. din zona asta, îi antrenez și mi-am dat seama că na, e, nu mai e atât de sexy domeniul bancar nu mai atrage ca înainte dar atunci era o chestie da, și da, da. vezi tu acum că am atras, că n-am atras poate că așa e soarta, universul eu știu am avut o accentare pe la 13 ani care m-a făcut să ies un pic din ritm, am continuat după aia, m-am refăcut, mm -hmm. dar mental a durat foarte mult până când, până la 19 ani chiar în care mi am pierdut încrederea mine, am început da. să studiez de la 13 ani despre psihologia umană, despre ce acum mai spunem mult. De la 13 ani. Da, despre cum funcționează mintea umană, despre da. neuroștiință, despre încrederea în sine, motivație. Da. Hai să zicem așa partea asta de dezvoltare personală și psihologie, dar la 13 ani atunci na, nu era ca acum. Acum la un, cop un copil de 13 ani deja poate să fie știe mult mai mult ca noi. Cumva îmi place să cred că am devenit astăzi, adică începând da. de la 19 ani când am intrat în vânzări, în bancă, uh -huh. căci s-a îndeplinit, îndeplinit planul <laughs> îndeplinit, B. Da. Da. Ușor, ușor am făcut performanță în domeniul bancar, am câștigat concursuri, am fost numărul unu în vânzări și pe am fost promovat la 20 de ani, am condus echipe și mai târziu mi-am dat seama că viața mea este despre a da mai departe și să ajut pe oameni să-și vândă ideile. Și cumva cu cuplând așa îmi place să cred că am ajuns astăzi antrenorul de care eu aveam nevoie în perioada aia când nu mă mai regăseam și nu știam cum să mă vând pe mine, pentru că Sportivii se vând, ai nevoie da. să ieși în față, să iei cuvântul, Corect. să faci networking, să ai ambasadori, să ai... Reprezentanți. Da, cum îi spune... în fine, cel care te menegerează da, da. și impresar. Impresar, da. Iar ca, ca, ca un simplu copil nu știi lucrurile alea sau le știi, dar nu le înțelegi. Corect. Uitându-mă cu mintea de acum... De fapt, eu am creat arta de a nu vinde mm -hmm. și am acolo 7 plus unu piloni, doi dintre ei fiind vorbit un public și networking. Da, da. Ceea ce eu aș fi avut nevoie atunci să fac la un an nivel, Coferec. dar nu s-a întâmplat. Cam asta e pe scurt, pe lung. Pe scurt, da. da. Pe lung o să avem ocazie. <laughs> Acum, și am lucrat în vânzări, e o chestie care m-a tras întotdeauna pentru că. Ai flexibilitate, ai libertate, ai și responsabilitate, că ești plătit doar pe baza muncii și nimic altceva. Uh, am avut și o com companie uh, unde principiul era de vânzare directă. Uh -huh. uh, însă, în, a doua, în cealaltă parte, nu, nu vreau să spun a doua parte a vieții, că cred că viața are mai multe părți, dar în, urm, în ceea ce a urmat, după aceea m-am orientat efectiv către a transmite mai departe dar n-am ales zona asta de vânzări și așa mai departe pentru că, nu știu, poate mă săturasem. Însă un lucru care l-am uh, constatat în acei 20 ceva de ani de lucru în vânzări uh, este că de fapt vânzarea este un proces natural. Ne naștem vânzători. Da? Și eu spuneam întotdeauna pentru că oamenii care vin, veneau să fie instruiți um, aveau frică de a vinde. Și atunci unul din argumentele mele este că oricum ne naștem vânzători, că este un proces natural de schimb a ceva, doar că obiectul schimbului se modifică în timp. Și acum constat că copiilor le este foarte ușor să ne vindă gogoși, cum se spune, știi, mai dă din gene, până când ajungem adulți și trebuie să vindem un obiect cuiva sau uh, un serviciu, e acolo apare frică frică oamenilor. Și ceea ce mi-a plăcut foarte mult și m-a atras și m-a intrigat este acest titlu, Arta de a nu vinde. Pentru că, realmente, când am fost și am, am avut, pentru că eram la multinacională la început, bineînțeles, și a fost o întâlnire europeană și acolo era un polonez care era cel mai bun vânzător. Și l-au întrebat, cum reușește să vândă? Și el răspuns foarte simplu. Dar eu nu vând. Păi cum da rezultatele. Oamenii cumpără de la mine. Și asta a fost, zic, wow, asta este adevărul. Ce înseamnă arta de a nu vinde? Da, foarte mulți oameni mă întreabă de unde mi-a venit ideea asta. Uh -huh. Eu când am avut această revelație, din perspectiva numelui, uh -huh. eu am crezut că găsesc pe net multe informații și nici în engleză nu e. Nu, no, no, no. No. că toți te învață cum să vinzi. Da, exact. Și așa am crescut da, și eu. Da. Dar, no. în realitate, arta de a nu vinde nu este doar un nume creativ care mm -hmm. atrage și intrigă. Exact. Este o nouă filozofie de a face vânzări. Deci, mm -hmm. ține foarte mult de cum privești lucrurile. Iar, concret... La 19 ani, când am intrat în vânzări directe bancare, a fost un pic provocator și am început să caut cărți de vânzări. Uh -huh. Prima carte care mi-a atras atenția, Biblia vânzărilor, de uh -huh. Jeffrey Gitomer Așa. O iau și zic, băi, asta e noua mea Biblie. <laughs> și pe bune că era Biblia mea, mă trezeam dimineața, citeam din ea, plicam, mă culcam în seara, mai citeam un pic, făceam o cruce. <laughs> Glumesc, dar în zona asta. E, în carte era acest pasaj. Oamenilor nu le place să li se vândă, dar iubește să cumpere. Exact. Și am zis, mamă, cât de tare e ideea asta. Sigur că mi se părea interesantă, dar n-am înțeles-o. Mm -hmm. Aveam targhi și trebuia să mă duc să vând. Da. <laughs> dar am zis, da, da. când o să cresc, da. vreau să explorez mai bine ce înseamnă treaba asta și promit că o să fac ceva și pentru mine și pentru cei din jurul meu. Și în timp, treaba asta s-a transformat în a-ți crea un brand personal puternic. Da. De a pune suficientă valoare, atât în online cât și în offline, încât oamenii să-și dorească ei să povestească cu tine, dacă nu neapărat să cumpere. Da. Sigur că, așa cum zice francezul, easier said than done. Deci, mm -hmm. e mai ușor de zis decât de făcut. Pentru că mulți oameni, zic, mamă, citarea asta, cu vreau și de a nu vinde. Eu explic care e conceptul, că e un proces, că sunt niște piloni la care trebuie să lucrezi exact. în prima parte, ca în investiții. Exact. Lucrezi ca ei după aia să ți dea dobândă. De și oamenii zic, a, păi e cu muncă. Eu am crezut că e așa, cu ceva vrăjeală. Da, da, o rețetă vrăjeală, da, 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 da. o rețetă scurtă și... Da, și eu zic, nu, nu, cealaltă e vrăjeală, că și-am crescut cu arta de a vinde, dacă da. vrei să... Uh -huh. Care sunt în echipă, adică mesajul meu este arta de a vinde, este în echipă cu arta de a nu vinde. La început e nevoie să fii bun în a, arta de a vinde, că arta de a vinde înseamnă școala veche în care să inițiativa, să te duci, să ai persistență, doar că dacă faci asta pe viață, nu mai merge în secolul ăsta, pentru că n-ai de unde să abordezi oameni, pentru că -i, acum există GDPR, acum s-a schimbat procesul în care oamenii cumpără pe online, exact. recomandări, te uiți la review-uri și atunci degeaba, cum, cine te mai sună acum când ești din blog, Bună ziua, domnul Raicu. Da, da. Da. Domnule, vă sunt de acolo. Domnule, dă-mi numărul meu. Într-o bază, dată. te Domnule, ia, ia tu o problemă de aici pentru GDPR. Deci am terminat cu era asta. Da. Trăim era brandurilor personale, în care, dacă respecti mantra asta, adică pune-te în fața clienților care pot spune da și oferă valoare primară. când oamenii înțeleg care-i profilul potrivit și creează un ecosistem în care generează constant plus valoare în social media, la evenimente, în speech-uri, în podcast-uri, da. în newslettere, în felul în care abordează clienții să-i fidelizeze, e, ecosistemul o să începe să îți dea dobândă și oamenii își doresc să lucreze cu tine, oamenii își doresc să revină pentru a lucra cu tine și oamenii își doresc să revină și să zică să știi că am mai adus pe cineva, pentru că mi s-a părut spre tare ce s-a întâmplat aici. Asta nu... Mm -hmm. Da, pe ăla, lucru bun la 9 luni. Știi? Adică <laughs> le zic oamenilor, da. băi, dacă ai 9 luni să investești strategic și da. nu depinzi de fiecare factură, lucrăm împreună. Dacă vrei mâine rezultate, oricât de dotat cu grimele ești, un copil tot peste 9 luni se face. Corect. Ca așa e da. știința. Lucru bun la 9 luni. Sigur că e o metaforă și în vânzări, da. că nu știe Absolut. nimeni. Unul poate să facă în 3 luni. Dar este un criteriu de selecție pentru mine, dar le spune oamenilor sunt două lucruri care nu fac casă bună cu vânzările. Uh -huh. Disperarea uh -huh. și lăcomia. Două. Și pe bună dreptate, că și tu oh, da. le-ai avut și eu le-am oh. avut. Cine spune că n-a trăit măcar una în mod conștient, minte de îngheață apele. Da, da. Ceea ce păi e al treilea observ, element. Observam, știi, cum, cum de exemplu și targeturile și toată mentalitatea care m-am străduit să o schimb, am avut cât de cât ceva succes, dar știi cum e, e, e mai puternic decât orice. În ultimele două săptămâni din luna se făcea peste 50% din Uf, rezultat. Și dacă nișezi, în ultima săptămână da, se făcea exact, mult din. Exact. Exact. Și atunci, râde, să zic așa, mai mai râdeam pentru că în perioada aia se vindeau foarte mult astea, asigurări de viață, mm -hmm. știi. Și în ultimele zile ale luni primeam la telefoane <laughs> și știam că de fapt în acel moment eu sunt doar un iepure care trebuie împușcat. Mm -hmm. Pentru Target. Și le spuneam, da, mulțumesc, dar haideți să ne auzim Da. Petre. Trebuie. trebuie A, să nu, acum e. Da, da acum. Da. Să acum și vă explic mâine că da, da, exact. Uh, trebuie să-ți mărturisesc că unii dintre cei mai importanți ai mei vin din zona de asigurări. Uh -huh. Și nu întâmplător, în marile cărți de vânzări, asigurările sunt unul dintre exemplele de care se povestește. De ce? Pentru că, într-adevăr, este foarte greu să vinzi asigurări cu sens. Da, da. Pentru că vinzi aer, în primul rând. Exact. să spuneam, produziuni... ceață. <laughs> ceață. da, În realitate, sigur că sunt chestii da. pragmatice. Punct... Absolut. Doar da. că oamenii nu au răbdare să intre într-un proces de ascultare uh, intensă. Și nici abordările oamenilor de vânzări, în mare parte, nu sunt corecte. Da. Sunt foarte mult pe frică, sunt foarte mult pe lovitura și factura. Da. Și atunci oamenii refuză, au multe obiecții. Da. Un subiect important în vânzări, arta de a preveni și rezolva mm -hmm. obiecții. Da, pe mai ales dacă instaurezi frica, în om, răspunsul este că nu vrea să se înhame la ceva ce îi produce frică și o senzație exact. neplăcută. Pare că e mai ușor să bași frica, în oameni, asta au făcut politicienii mulți ani. Mm -hmm. Pe de altă parte, în vânzările de astăzi, când oamenii sunt cel puțin la fel de educați precum oamenii de vânzări, mm -hmm. da. pentru că eu pot să-ți telefonul zic în, vă sun în două ore că sunt într-un col și te verific pe net sau orice informație din domeniul pe și îmi fac temele și știu produsele. Exact. Și atunci se pune întrebarea, ok, care abordarea modernă? Abordarea modernă este într-o zonă în care singurul, singurul care funcționează este o abordare consultativă în care ți-ai făcut temele, în care renunțăm la multe apeluri template da. și sună mai puține, dar mai bine pregătite și mai personalizate. Mm -hmm. Pentru că e un trend, oamenii cam în toate industriile vor hiperpersonalizat dacă se poate. Mm -hmm. E firesc. Și atunci întrebarea da. este o întrebare cheie, este cum reușim noi, ca oameni de vânzări, țile și antreprenori, să creăm o infrastructură în care putem personaliza unele lucruri da. despre ceilalți. De exemplu, cu oamenii zic, păi, de unde să știu, Andrei, niște lucruri despre oamenii cu care mă întâlnesc. Păi, ai verificat și tu pe social media. Că dacă eu mă uit pe social media la un client, să zicem persoana fizică. Da. Și pe LinkedIn, poate în zona de business e, și exact. pe Google. Eu dacă văd postări de la cineva, în care are doi copii și îi scoate în față constant, pot să trag concluzia că una dintre valorile omului este familia? Și dacă mă duc să postez spre asigurări sau urmează să scriu pe Facebook sau Instagram, să am o abordare, nu mai va fi la rece, va fi la semi acum. Da, da, da. Pentru că una dintre expresiile este Domnul Popescu, am observat că mm. sau știu că și vă ferici pentru că asta cu siguranță că spune ceva despre XYZ. Ei, omul ăla... Ce s-a dovedit științific este că cel mai greu de refuzat, cel mai greu de ignorat este un om care te abordează personalizat. Da, da, da. E greu să, da, să, pentru că să rămâi indiferent și, valo și valorile. Da. Adică, studiat foarte bine. Da. Ce... De asta, sloganul cheie la început este Fă-ți temele, mm. Știi eu, la care nu ne plăcea în școală. Da. Da, nu ne plăceau. Și și acum, deci e, e clar, nici tu nu ai bagheta magică dragilor, care sunteți vânzători. Asta este nici Andrei Dumnezeu. Ba da, ba da, am <laughs> secretul, secretul succesului fără muncă exact. a rămas în continuare un secret. <laughs> exact. Exact. Însă, uh, am, am văzut că ai foarte multe programe uh, în activitatea ta. De la vorbitul în public care este un este și la moda, dar este și un mare bau-bau pentru oameni uh, când ieși în față la zeci și sute de ochi sau câteodată mii. Uh, care este abordarea ta mm -hmm. când, când, e vorba, când vine vorba de vorbit în public? În primul Fiindcă rând, ești și keynote speaker da. la TED. Și... În primul rând o să zic ceva ce zic rar. Eu nu prea sunt... Uh... Cu expresia asta, vorbim public. Uh -huh. Deși, într-un gentleman în grimă, o spunem ca să aibă un context uh, da. la care oamenii se raportează ușor. Da. În realitate, abordarea mea este că e despre a prezenta o idee. Uh -huh. Mi se pare că e mai prietenos pentru mulți oameni da. să plece de la premiza că în acel eveniment, în acel live, în acel webinar intru să îmi prezint o idee în care eu cred. Mm -hmm. Și atunci încep să mut atenția de pe mine mm -hmm. și să mă sufoc cu propria cool. presiune, pentru că ba. asta e principala problemă, că vorbit în public nu e despre speaker, mm -hmm. iar noi, by default, intrăm acolo cu presiune. Și nu este despre speaker, e despre ceilalți. Și când reușești să faci shift-ul ăsta mental și să spui atenția cu intenție mm -hmm. în direcția cu ce îl ajută pe publicul meu să fie un pic mai bine mm -hmm. după ce eu termin speech-ul, asta în momentul mesaj. Care e mesajul meu pentru oameni? Atunci eu reușesc să ies din propria mea peșteră mentală da. și să nu se mai activeze reptilianul. Creu reptilian. Că asta este problema. Uh -huh. Oamenilor nu le este teamă să vorbească în public. Oamenilor este teamă că se fac de râs, că exact. sunt judecați, exact. că uită lucruri atunci când vorbesc în public. Ceea ce este. Pentru că asta am pățit la școală. Exact. De fapt. Când am fost coși la tablă, știți, în loc să fim lăsați liberi, eram cumva într-un interogatoriu într -un unde ne bâlbăiam și normal că mai era câte un coleg care... Absolut. Poate ai mai bine. Gândește-te că mare parte din adulții de astăzi care au prins niște contexte în care profesorii mm -hmm. i-au antrenat prin anii 90, 2000, max, și care au... Avem părinți care au fost crescuți în comunism. Am fost crescuți în școală prin a ne să arăta la ce nu suntem buni mm -hmm. versus exact. la ce am putea fi buni. Exact. Exact. Și atunci când tu trăiești la școală, contexte de public shaming, bullying, te uiți acasă, poate ești comparat cu vărul, Absolut. colegul. Absolut, inevitabil. Inevitabil. E o palmă în public. Te desparți de, de cineva care te face iar să suferi. Toate lucrurile astea sunt în, în creierul nostru reptilian, în subconștient, care e un hard nelimitat, iar în momentul în care tu te vei expune din nou Se activează algoritmul If-then Deci dacă iar mă expun, iar mi-o fur nu Obra. Iar adultul ce zice? Zice Nu e genul meu să vorbesc în public <cute> Și eu zic, pe bună Minți din apele. Dacă ai fost copil rupei da. plajele, țipai, făceai toate lucrurile astea. Și n avea nicio teamă asta de a vorbi în fața multor oameni. Da. Și atunci apare întrebarea. Ce s-a întâmplat pe parcurs? Și asta, la întrebarea asta fiecare e, e dator să răspundă. Uh -huh. Voiam doar să punctez și să-i rog pe oameni uh -huh. să nu se mai ascundă după povestea asta de a dormi copiii. Băi, nu e genul meu să vorbesc în public. Eu nu spun că e obligatoriu să vorbim în public. Nici nu încurajez asta. Pe de altă parte, cred că este obligatoriu să fii împăcat cu tine și să ai curajul să iei cuvântul atunci când se face o nedreptate, când ai o cauză în care crezi, când e nevoie să prezinți un proiect ca să sprijini organizația sau un anumit client. E, acolo când tu te ascunzi exact. după fumigena asta, acolo, acolo chiar o problemă. Păi da, pentru că încep să denoți nesiguranța și mult, adică vin din subconștient o grămadă de... Exact. Și mai mult decât atât vorbim despre costul de oportunitate. Adică în momentul în care dacă e ceva ce am observat și tu sigur la fel în țara asta, este că avem mulți oameni talentați. Indiferent de industrie. Pe de altă parte, foarte multe romane ale lui sunt ținute în sertar. Oameni care zic aveam o idee, dar nu, n-am avut curaj, nu, nu. Și dacă îi spun, pe păi dragul meu, Uite, hai să facem un video care să fie mișto pe Facebook sau pe Instagram sau pe LinkedIn. A, nu, nu, că nu. Mor dacă deschid camera Da. și te gândești păi nu te mai concentra pe tine că ești egoist. Gândește-te că există oameni care au nevoie de mesajul ăsta. Uh -huh. Și atunci când faci shift-ul ăsta, primul pas e realizat. Să treci de la e despre mine, la e pentru ceilalți. Și atunci nu se mai secretă doar cortizol și adrenalina. Intri într-o altă ligă oxitocina, serotonina, hormoni da. care sunt despre lider și despre a fi împreună cu oamenii. Asta e o chestie. După aia, sigur, vorbim pe al doilea pilon, tehnică. Hmm. Trebuie să înțelegi cum deschizi o prezentare, cum o închizi, cum faci o structură, cum interacționezi cu sala, cum stai pe scenă. Lucrurile astea se învață ca la școala de nimeni exact. s șofer. Exact. Exact. Nimeni nu s-a născut șofer, nimeni nu s-a născut speaker, dar devii prin faptul că te pui într-un context corect. Și intri într-un poligon, înveți și ai un uh -huh. șofer, uh, copilot. Iar al treilea pilon este antrenamentul. De unde celebra vorbă pe care oamenii mi că tot că spun că le place, antrenamentul bate talentul. Da, da. Sportul de performanță... Asta s-a văzut la Federer. Da, da. Adică nu avea antrenament cât Nadal sau cât Djokovic, dar multă, 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 multă muncă. Da, da. Bine, Federer este și un munte de talent, da? De exemplu, poate vedem asta mai mult... Vorbim despre vârf. Da. Acolo unde s-a da. bătut. Da, adică da Comparativ, da. talentul lui nu era atât de mare cât și a celorlalți, dar era în spatele... Nu spun că nici ceilalți n-au muncit, dar cred că Uite, el a depus să... un efort în plus. Da, o să pun un disclaimer aici și a zice că mai degrabă Djokovic a, a avut un talent, in, are talent, dar antrenamentul lui atât mental în primul da, rând, da. dar și fizic, sunt... Da. E, e, e la alt nivel. Da. Talentul cred că și Nadal și Federer au mai mult decât el. Dar Djokovic este best of the best, indiferent că îți place sau nu un personaj, mm. dar n-ai cum să ignori faptul că este un munte de mm -hmm. performanță prin da. antrenament. Da. da. Și asta, de fapt, orice domeniu unde vrei să performezi, ai nevoie de antrenament, de dedicare, de muncă. Vânzările, da. vorbit în public, sunt un sport mm -hmm. de performanță. Și atunci. Te uiți la bunele practici din sportul de performanță. Uh -huh. Cum, ce se întâmplă în sportul de mare performanță? Păi, în primul rând, vorbim despre talent 1%, care te împinge până la un nivel. nu de, de acord că nu poți să joci fotbal dacă nu te pricepi. Dar nu, când ajungem la un nivel, deja talentul se filtrează. Adică oamenii care joacă bine basket, ajung la un moment dat să facă din asta performanță. Întrebarea este ce e dincolo de talent? Că dacă doar talentul ar conta... Uh -huh. Am avea alte clasamente oriunde. Total, total, nu? Da, așa este. Și atunci Uite, asta e. Pentru partea. că există și competiții când e vorba de vorbit în public, de public speaking. Da, dar pe de altă parte, iarăși, o chestie care mi se pare foarte interesantă, nu știu dacă există în România, știu că afară există, sunt concursurile de debate. Uh -huh. Adică se dă o temă și se pregătește toată echipa. Geniale. Dacă mă întreb pe mine, ar trebui uh -huh. să fie în școală, obligatorii. Uhum. fie o lege învățământ în care debate-ul ca și alte materii de exemplu public speaking educația financiară uh, sănătatea uhum. tot ce ține de zona da. asta să fie în școală obligatorii. Da, păi, Fiul meu mi-a pus o întrebare știi că după ce a făcut 18 10 ani, am început să explic uite și acum o să plătești impozite și acum <laughs> acu aia și te duci și faci aia și te duci și faci aia altă. Și întrebarea, știi, după ce explicam diverse chestii. zice ce și asta, de ce ne-am învățat la școală? Mm. De ce e administrația financiară, de ce e aia, de ce e aia. Da. Știi, social și social media, uite, altă materie. Încă o dată, ar trebui să plecăm școala românească, ar trebui să nu se inventeze nimic, să se uite la bunele practici de afară și să înceapă cu finalul minte. Adică, cum arată un adult, un copil care va deveni un adult relevant? Epocii de astăzi. Pe unul, trebuie să înțeleagă educație financiară. Doi, vorbit da. în public pentru că îi va prezenta ideile. Trei, să fie creativ. Patru, să înțeleagă ce înseamnă social media. Da. Indiferent că e consumator sau creator de conținut, să înțeleagă algoritmul, să știe. Da. platformele, cum poate fi util, cum mm -hmm. poate fi manipulat și așa mai departe. Networking, iar altă abilitate. Debate. Teatru, dans, șah, uite, exemplu, armenii, dacă nu greșesc, sunt singurii din Europa care da. au băgat șah obligatoriu în școală. Wow! Ce s-a întâmplat? Au, au început să producă pe banderolante campioni în care se bat de la egal la egal cu Carson și cu toți da. nebunii. De ce? Pentru că au creat un culoar, da? Pentru marea performanță. Exact. Și atenție, eu nu spun ca. Eu sunt subiectiv că sunt pasionat de șac și am făcut și eu o comparație între vânzări și cu de la pion la campion în vânzări. Uh -huh. Eu nu spun că trebuie să învățăm șac de dragul șacului, ci despre ce face șacul pentru mintea umană. Te învață să gândești structura, să anticipezi. Exact. Nu spun că trebuie să înveți Strat, copii... ce, ce strategie să abordezi. Exact. Apropo de ce ai spus tu, nu trebuie copiii să învețe debate de dragul de a fi debater în viață, că nu exact. asta e, ce despre gândire critică. Da. Să știi să argumentezi, să nu te iei de oameni, ci să argumentezi ideea. Exact. E, lucrurile astea unde le înveți în școală. Nu. No. Așa no. mai departe. Nici în Occident nu prea există. Adică, de, decât dacă sunt așa, colateral. Noi ne-am luat această. în echipa noastră mm -hmm. am creat ateliere săptămânale de public speaking, debate și alte lucruri pentru copii. Mm -hmm. Săptămână de săptămână, weekend de weekend, copiii vin la ateliere. Mm -hmm. Da? pentru a-și dezvolta sau întreține de multe ori, că unii deja, da, da. cum cei tu, au nativ, dar își întrețin abilitățile de a vorbi în public, de a lucra în echipă, de a prezenta speech chiar cu alți colegi sau cu părinții. Uh -huh. Și de aici ne-a venit ideea dacă tot lucrăm cu adulții, dacă tot lucrăm cu copii, ne-au cerut să facem un bootcamp de 3-4 zile împreună. Aha. de exemplu, anul ăsta, iar de 1 iunie, 4 zile, avem un bootcamp cu părinți și copii în care avem cursuri pentru părinți, cursuri pentru copii, dar și împreună. Oh, și e un family building, știi? Dacă da, da, team da, family building, building, da, de da, ce da, 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 E și, foarte frumos pentru da. că e o echipă foarte importantă în viața noastră, de fapt, cea a familiei și să învățăm să colaborăm unii cu ceilalți. Da, mai ales că aici ești teritoriul tău, că știu și tu, tu lucrezi cu adulții și cu Și copii, cu copii, da. și cu unii și cu alții. Da, e. foarte tare. Și, îți mulțumesc. Și e, sincer să fiu, satis, sunt satisfacții peste tot, dar Ceea ce satisfacție neașteptată a fost la copii. Știi? Deci sunt formidabili. Cu ce viteză prind, cu ce rapiditate implementează și mi se pare senzațional. Da, Rai, cum mai ai o chestie. Când, când vrei să implementezi o idee unui adult de 40 de ani, muncești mai mult pentru că trebuie da. să resoftezi și după aia să pui softul corect. Copiii din prima, primești softul corect. Și atunci e și impactul ăsta pe care îl ai ca trainer, să zicem, când vezi că chiar ai schimbat factual o viață. Da. Că la 8 ani da. e mai ușor să schimbi în următorii ani. Că de fapt nici nu schimbi, ci doar pui un soft da. corect. Un adult are orgoliu, știe el, a mers și așa, și de multe exact. ori, deși spunem că e plină piața de dezvoltare personală, nimeni nu mai știe ce înseamnă asta. Da, pe deja s-a diluat atât de mult diluat, ideea da. și concept încât la fel și în, în antreprenoriat. și întâlnesc foarte mulți oameni de succes care cumva au reușit într-o antreprenoriat din talent, știi, dar se merge până la un anumit punct după care e nevoie să înveți. Exact. E, și acolo apare orgoliu, uh -huh. știi, și această rezistență de a, de a te duce. Ba, am făcut ce? Adică, ce? Și acum mă duc să mă învețe altul uh -huh. cum uh -huh. să. Da. Dar aici, uh -huh. îmi pare interesant pentru că ai spus asta. Observ și eu acest aspect în piață și uh -huh. am vrut să-l fac. Mă tot gândeam cum să spun oamenilor ca să accepte mai ușor. Uh -huh. Și mi-a venit o paralelă uh -huh. din vânzări. Am gândit, bă, cum se numește cântatul ăsta după ureche? Lăutărie. Așa. Deci avem foarte mulți antreprenori și oameni de vânzări lăutare în România. Uh -huh. Și atunci e vorba aia interesantă pe care o spun oamenilor. La început e nevoie să cânți pe note și după aia pe bagnote. <laughs> foarte mișto. Da, când înveți da. notele la conservator, ai o bază și da, clar. după aia sigur faci câți bani vrei tu. Până în ultimii ani, majoritatea inspirației pentru tinerii antreprenori venea de la dinozaurii antreprenori din România, care au prins, cum spunem noi, așa în cartier, nu, uh -huh. bizniță. Da. Și puțini sunt autentici care sunt școliți, au educație, da, au da. modele de afară de mentorat. Așa. Și, cumva, mă bucură că noua generație, chiar e plină de antreprenori tineri care vin școliți, da. fie afară, fie aici, fie merg la multe cursuri de. Învățare non-formală, da. sunt cu abilități astea de public uh -huh. speaking, de Așa social ai. media, da. de digitalizare. Și, într-adevăr, acum în 2-3 ani faci cât făceau alții în 20 înainte. Clar, clar. clar Și văd pe ăștia dinozauri, știi cum rădă ăștia mici? Da, <laughs> și... și pentru că nu înțeleg. E și un pic de invidie. Știi? Poate să fie și invidie, dar e ideea că de foarte multe ori lumea nu înțelege ce fac tineri, cum... Dar cum, din ce ai făcut tu atâția bani și hai pe bune. Păi <laughs> ce, păi postez și mă plătește Facebook, Facebook-ul, mă, exact. mă plătește youtube Instagram-ul și așa mai departe. Ceea ce este uh, dificil de acceptat, Știi? mai ales dacă ești încă legat de un mediu care are uh, standardele de odinioară, și da, Maica, o carte de muncă tu, O da. pensie. Manifestăm și noi niște muncă. Acum, un mic disclaimer, pentru că ai ridicat o minge la fileu interesantă pentru noua generație, pentru că lucrez cu copiii, cu elevi, uh -huh. cu studenții și ca proiecte de CSR, așa personal, da. dar și vreau să construiesc proiecte care uh -huh. să chiar să fie scalabile la nivel național. Da. Observ această tendință a multor tineri de a-și dori să fie influenceri. Mm -hmm. Și aici sunt două direcții. Prima este cea de care există, și anume că foarte puține ajung să fie cu adevărat plătiți și să aibă o expertiză și un brand personal puternic. Așa. Majoritatea, doar pentru că au modele greșite sau pentru că vor easy money sau da. ceva de genul ăsta, ajung să fie influenceri despre nimic, să n-aibă nicio expertiză, să-și dorească să ajungă la un moment dat să primească două trei contracte cu niște branduri. Și am văzut astfel de oameni în online și uh -huh. tu îi știi, la mari mici, uh -huh. care ajung la un moment dat în depresie, în tot felul de lucruri, uh -huh. pentru că e foarte greu să întreții sindromul ăsta al impostorului continuu. Mai ales Clar. când ai venit la furat cu ghilimele. Exact. Și fur curent, adică. La un moment dat, la Da, adică ce să. Eu nu? Cine sunt eu, de fapt? Că da, eu doar și să dau bine și fac cifre. Dar eu cine sunt omul din spate exact. și ce valoream, cine, cu ce mă identific? Mă identific cu niște scripturi ca să fac vânzări cu ghilimele exact. pentru alții. Exact. Și. Nu știu, e, e ciudat. Adică, înțeleg trendul, vreau doar ca oricare altul care poate ca mine să dea mesaje și de echilibru pentru noua generație, să, da, ok, vrei să treci din conținut video, din influencing, bun, alegeți o nișă, dezvoltă o pasiune, du-te la niște cursuri să înțelegi expertiza subiectului și creează o comunitate care să fie Tocmai. pentru tine exact. și abia atunci consecința este că iei bani. Da. Dacă începi invers, gândiște, hai să cânt pe note, pe hmm. bagnote, pardon. Da. Oamenii ajung la utar, cu ghilimele, inclusiv în influencing. Și e un proces greșit. Da, este pentru că, probabil, și um, ideea și viziunea, sau impresia și părerea pe care au despre uh, valorile care trebuie să le atingă, astfel încât, știi, uh, ideea este dacă o faci pentru tine sau să le arăți altora. Și de cele mai multe ori, ceea ce am constatat și printre tineri le sunt și inoculate. Știi că e ce, ur ce urmăresc pe Instagram, de exemplu. Lamborghini-uri, piscine, iahturi, știi, ăla aruncă cu banii, erau da. niște, cu dolarii, milioane, așa. Și deodată li se generează această sete, neînțelegând că, de fapt, alea nu sunt valori reale. Unu, doi, pe de altă parte, așa cum le-am explicat copiilor. Dar de unde știi că Lamborghini-ul chiar este a lui? că și eu pot să îmi de la unii, și la... sau te duci și închiriezi un Lamborghini, exact. închiriezi ceva. Mă dau mare, îmi fac poze ala influencer și așa mai departe și mă arăt că sunt milionar. Dar de da. fapt e un gol în mine. Exact. Și, de și, aici și mine... Atunci, a, asta ce zici tu, știi, creează acea nișă. Eu cred că este de fapt găsește care sunt valorile tale. Uh -huh cine ești tu și ce te reprezintă. Și atunci, clar, o să atragi oameni... Care cred din ce crești da. tu? Da, eu cred că și din depresie poți să faci o nișă, să Absolut. adun toți depresivi de și, să, și, și, și da. să ne ajutăm... Ai facem un bine. Da. 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 Cumva, punctul 3 la Lamborghini, <coughs> la, <coughs> în adăugare, este de unde crezi și știi Că dacă vei avea tu Lamborghini, vei fi fericit. Da, corect. Știi? Că asta Absolut. e toată faza. Adică, alegând după niște fete Morgana, mm -hmm. și la un moment dat îți dai seama că dacă n-ai timpul asta de introspecție, să stai cu tine, să te Așa. înțelegi și să nu fii nimic filozofic, prea filozofic din asta, pur și simplu să te gândești, bă, ce îmi place mie în viața asta, în ce cred Așa. eu. Și hai să, să construiești viața după aceste lucruri. Cu disclaimerul că da, poate la 30 de ani se schimbe, la 40 se adaptează. Dar ă, asta ar fi o chestie interesantă. Această dezvoltare personală în cel mai pur sens al cuvântului se întâmple cu copiii, Da. Nu da. cu adulții. Da. Că adulții... Nu, dar să știi că de foarte multe ori, pe de altă parte, copiii sunt proiecția adulților, respectiv părinților, care ei proiectează pe acel copil niște așteptări, niște valori care unor nu sunt ale lui. Și nu spun uneori, de fapt, de multe ori nu sunt ale lui și atunci el e și mai dezorientat. Mm -hmm. Adică vrea să-i mulțumească pe părinții, dar vrea să apară bine și în societate, dar el vrea pentru el probabil simte cu totul altceva. Că sunt momente când nici, nici nu știe, dar simte că alea nu sunt ok. Dar dacă îl întreb ce vrei, zice nu știu. Și cred că. Cursurile de a, de a, de a, de a, din această zonă, care aparent, mie îmi place vorba aia românească, știi, unde dai și unde crapă. Mm. Că te duci la un curs de vorbit în public, de debating, de ce oferi tu, sau orice alt curs, și deodată descoperi și te dezvolți în altă parte, faci una, dar de fapt se dezvoltă în tine altă parte, pentru că până la urmă, dacă tot vorbim științific, să zic așa, se creează noi conexiuni neuronale. Și atunci când ai noi căi neuronale, deodată devii și mai creativ, și mai empatic, și simți mai bine și te cunoști pe tine mai bine. Și, poate, și poate asta ar fi soluția, de fapt, dacă vrem să ajutăm copiii, pentru că, na, iată, acum uh, perpetuăm niște valori care nu mai există, nu mai sunt valabile prin școală, prin educația asta simplă, tradițională. Care venea din era industrială. Și, într-adevăr, ai cartea, ai parte, să ai o diplomă, aveai un job. Acum poți să ai și cinci diplome și tot nu prinzi un job. Pe de o parte. Și ceea ce acum au zis la Forumul Economic Mondial că, de fapt, viitorul este în aptitudini. Mm -hmm. Skills. Exact. Dar, um... Dar noi am distrus în România școlile profesionale, școli de meserii, care în Occident, când te uiți, păi ceasornicar nu e unul, e șmecher, că au rămas puțin Absolut. buni și, ce și este scump. super apreciat și este și scump, și un cizmar este scump, da. să-ți reparti pantofii și restul, pentru că deja pot să spun că uh, meșteșugul a ajuns la nivel de artă. Eu aș adăuga aici faptul că spuneam la în început că în arta de a nu vinde, uh -huh. unul dintre pilonii importanți este brandul personal. Și aici, fără să fie prea pompos, una dintre cele mai frumoase definiții a, lui, a brand personal este dată de Jeff Bezos, uh -huh. Amazon, care zice brandul personal este ce spun oamenii despre tine. Atunci când nu te afli în încăpere. Aha, corect. Și ar corect. fi bine ca toți copiii, toți adulții, toți antreprenorii, toți oamenii de vânzări să înceapă cu finalul ăsta în minte. Ce mi-ar plăcea să spună oamenii despre mine? Din ce abilități sau feluri de a fi mi-ar plăcea să vorbească cu oamenii despre mine? Poate că sunt creativ. O am. da, și mi-ar plăcea să spună despre mine asta. Hai să o antrenesc că la școală poate nu mi se întâmplă. Uh -huh. Și creativitatea, mă uit în toate topurile, este în primele două abilități da. soft, pentru care se vor plăti foarte mulți bani. De ce? Multe se digitalizează, multe se automatizează. Și atunci întrebarea este creativitatea, persoasiunea. spun da. doar primele două uh -huh. din clasamentele da. LinkedIn Learning uh -huh. de ani de zile. Lucrurile astea valorează mult. De asta un copil care merge la teatru, la dans, la public speaking, debate, îi dezvoltă creativitate, îi dezvoltă simț critic de argumentare, deci da. de persoasiune. E, lucrurile astea, indiferent ce job voi avea ca titulatură, abilitățile astea de care știu că se punctează la uh, forum economic, vor valora din ce în ce mai mulți bani. Și aici cred că un mesaj ar fi pentru părinți, noi părinții, da. Să înțelegem că, dincolo de școală, e nevoie să creăm un ecosistem de dezvoltare în paralel, de învățare non-formală, să zicem așa, care să-l pună pe copil în contexte interesante, jucăușe de a-i dezvolta abilitățile secolului. Da, bă, uite, chiar în perioada s-au desfășurat, cum se numește, simulările. Uh -huh. Știi, și mă uit, uh, mă uit cum toți părinții dau din cap, știi, da, 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 așa este ceea ce spunem noi, doi, mulți dau din cap, dar mă uit cât de stresați sunt pentru două materii care, din punctul meu de vedere, pentru viitorul oricărei persoane sunt cele mai puțin relevante. Sunt relevante, matematică și limba română, dar ele nu fac din tine persoana care vei fi și, ce, și nu, nu te ajută. Să descoperi, de fapt, să fii creativ, pentru că ele sunt, pot fi creative ca și materii, ca și zone, dar ai nevoie creativitatea să o stimulezi din altă parte. Da, aici sigur că ajungem la ideea și din vânzări, și din viață, și în școală, cum face diferența. Uh -huh. De exemplu, da. matematica poate fi creativă da, dacă absolut. se creează contextul de profesor la limba română, la literatură poți fi foarte bun să dezvolți public speaking, absolut, argumentare absolut. la gramatică, uite, foarte mulți oameni români poți, limba română eu am avut la liceu, sincer am făcut în Serbia liceu electrotehnic și în ultimii doi ani de liceu am avut o profesoară de literatură uh, și care ne punea să citim pasaje din niște cărți și să le dezbatem. Uh -huh. Am iubit acei doi ani uh -huh. și mă îndrăgostisem de literatura. Foarte, Zic da. wow! Dar era, știi, același lucru, dar altfel făcut și făcut pe limba noastră. Deci, efectiv, ți minte cum ne... Și noi eram la electorat tehnică, adică ar trebui cel mai puțin să ne intereseze, dar uite cum ne încingeam în dezbatere și în păreri și în susțineri. Nu știam noi că facem debating, dar pur și simplu a fost un schimb Formidabil. Asta și de a tare. fi creativ, cum am văzut un profesor uh, din America de liceu care predă ecuații matematice în ritmuri de dans. Mm, foarte tare. Mi se pare senzațional, adică putem orice să treabă, dar ai nevoie să dezvolți creativitate, nu doar făcând matematică. Exact. Combinând-o cu lecții din viață. Exact. De asta, de exemplu, uh, tabelul meu de din chimie. Da. Gândește-te că dacă îi unui copil că atunci când iese în față se secretă sero, uh, oxid, uh, adrenalină, cortizol, care sunt reacții da. chimice, carbonul, hidrogen, 13, da. azotat, da. Spune, uite, asta se secretă în corpul meu. Totul e chimie, la fel și în viață. Dacă nu e chimie, e istorie. Nu ai chimie exact. cu un partener, cu exact. un profesor, cu o fată. Exact. Exact. E istorie. Și dacă o faci amuzantă și o conectezi cu viața, așa. orice materie e creativă. Da. Doar da. că profesorii vor să predea și cam atât. Da, am, am această imagine la majoritate, știi, pentru că am trăit-o și eu pe pielea mea, că vine cu roabă, cu informațiile, o răstoarnă și Dumnezeu cu milă. Ne vedem la teză, știi, cam așa. ceva. Uh, am avut noroc de un profesor de fizică care era pasionat să predea și fiecare lecție era un experiment pe care îl trăiai pe viu. N-aveai cum să nu-l reții pentru că era complet și kinestetic și auditiv și vizual și era implicat acolo. Te punea să pui mâna și să. Formidabil. Foarte uh, există un program de exemplu. da, Uite nu știu am ajuns la copii și îmi place chestia asta. Uh, există un program, adică începem și finalizăm, sau este o chestie continuă, sau cum este? Uh -huh. La început aveam treaba asta cu începem sâmbătă, terminăm duminică. Uh -huh. Dar mi-am dat seama că nu vreau să fac asta. Uh -huh. Eu vreau să creez un spațiu în care copiii să se antreneze. Uh -huh. Și atunci, la bază, vorbim despre ateliere care se întâmplă recurent, iar părinții cumpără un abonament uh -huh. pentru copii. Uh -huh. Ai 10 sesiuni, le consumi, ăsta e calendarul, ți alegi unde vine copilul, astfel încât să vii ca la sala de fitness, la dans, și așa mai departe. Foarte fain. Extra, cine dorește mai mult, avem sesiuni ca la TED, adică uh -huh. copiii vin da. și împărtășesc în două minute o temă pe care o pregătesc în fața tuturor părinților. Na, da, sunt zeci de oameni în sală, zeci de Super. copii. Da, și e ceva cu miză ca să obișnuiască cu, cu presiunea asta constructivă. Apoi, iar cu început și final, este acel bootcamp de părinți și copii, uh -huh. acel da. Family Building, care are ca scop principal să creeze un spațiu de timp de calitate și în familie, dar și cu alte familii. Uh -huh. Și să și avem acolo psihologi, antrenori de public speaking, terapeuți, uh -huh. da? Um, oameni din spiritualitate, astfel încât copiii și părinții să beneficieze diverse teme, separat, dar apoi să există și, -și exerciții împreună. Mm -hmm. Și e, e fantastic vibe-ul e mult lipsitor, efectiv. Să vezi 30-40 de familii Da. care se conectează, deși nu se cunoșteau unele sau mare parte, și copiii între ei se joacă într-un mod organizat, dar și autentic, spontan, părinții care au timp liber să se conecteze între ei, dar și cu celelalte familii, ziua sunt jocuri, e un subiect pe care l-am visat și am zis, băi, dacă oricum nu trăiesc din el, că e ceva așa rar, de doar pe an, dar îl fac pentru că egoist l-am făcut pentru mine. Nu aveam timp să învăț niște chestii ca părinte. Da, și da. mi-am chemat oameni trainer în care am încredere, m-am pus și eu pe listă și am zis, uite, vreau să învăț de la voi în timp ce îmi bine utile cu plăcutul. Uh -huh. Aduc eu oameni, voi veniți, învăț și eu. Super. Da, Dar e varianta cea mai bună. Da, adică dacă îmi permite contextul, exact, de ce exact, nu? Exact, exact. Și m-am uitat în piață, m-am gândit, păi vreau să mă duc undeva. Nu e nicăieri. Am uh -huh. găsit pe aici ceva asemănător, doar că nu a picat pe calendar și am zis, știi ce, dacă tot pot să creez un spațiu, îl fac eu. Splendid. Da. Splendid. Uh, și ideea este așa, că um, poate unii părinți o să întrebe, uh, ok, dacă îl aduc acum și e, nu știu, clasa 2 a doua, a treia, a cincea, care o fi, adică după aia există program și de, când o să fie și între a șasea și între a șaptea? Da, asta... da, acum sunt uh, la ateliere, avem copii între 6 și 9 ani Aha. și 10-13. Doar okay. că acum pregătim și încă o grupă de liceu, pentru oameni, copii din liceu, uhum. pentru că încep să crească chiar generațiile uhum. cu care am început, dar există și cerere mare pentru grupa asta. Uhum. Doar că asta este cumva un side business pentru mine și atunci l-am creat organic, majoritatea părinților sunt cursanți adulți care au copii și care au copii. Vin. Da, cam așa se întâmplă. Da, multe Vreau și eu să aduc copilul meu. Da, și dintr-o chestie așa, pentru câțiva am ajuns la 100 de copii care au abonamente și o întreagă infrastructură. Mă bucur și tot sunt motivat să investesc acolo oameni, timp, energie. Nu se compară nimic cu feedback-ul unui copil sau cu evoluția unui copil și îl vezi ce, că îți mulțumește că. Mulțumesc că am prins curaj. Deci, wow. timpul se oprește, efectiv. Da. Pentru că, ok, auzi asta de la adulți, dar e, e firesc. Adică, bă, bă A, hai, că ai 30 de ani, nu e ca și cum n-ai mai da, văzut da. cum e curajul. Dacă un copil care zice, bă, am prins curaj, te-am spus asta, m-am dus la școală, am făcut asta. Da, e, da, Nu știu, e din altă ligă emoțională. Poate Forme. sunt eu prea sensibil, dar... Nu, nu, pentru că este adevărat, știi? Pentru că pur și simplu le oferi copiilor niște instrumente de care n-au parte în alt... Nici, nici, acasă până la urmă, că na, ar trebui părintele să se informeze, să facă el cursuri ca să-și napucă chestia asta. Raico, că ai spus asta, uh -huh. vreau să uh, profit de context. De exemplu, eu am un exercițiu pe care îl fac cu fetița mea și îl recomand tuturor părinților. E foarte tare. Așa. Și e win-win situation. Aha. Seara când ajunge copilul de la after, școală, fire, da. ce are fiecare, eu fac asta și repet, au început și alți părinți să facă. Și zic, Măruț, fetița mea, Măruț, ai un minut, un video, uh -huh. îl faci un video, în care povestești cum a fost pentru tine azi la școală și care a fost cel mai important lucru pe care tu l-ai luat. Uh -huh. Faci tu, după aia fac și eu. Wow! Da. Și, practic, ce s-a întâmplat, în felul ăsta... Trecem peste discuția aia seacă cu cum a fost, bine, a, ah, ok, înțeles. Oricum, uram și eu întrebări da, alea, știi. Da, și unul, dezvolți abilitățile copilului, doi, afli lucruri pe care mă nu le afla. Absolut. Trei, că până la nu, 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 ți, le spuneți ele, spune ție, le spune da, că... Dacă... Plus că se folosește tehnolo tehnologia și tehnologia devine ceva util. Exact. Și atenție, nici măcar, asta nu se postează nicăieri, sunt chestii da, de arhivă ale personală. Exact. Și apoi zic, ok, că fac și eu acum. Și e un bonding de ăsta foarte interesant, că și tu poți să ieși din lumea ta. Deci astea sunt două întrebări. Sunt. Uh -huh. Cum a fost pentru tine la școală și care a fost ce mai frumos lucru sau idee da. pe care ai învățat-o? Și răspund uh -huh. și tu. Un minut maxim, ca să ne uh -huh. antrenăm pe elevator pitch. Un da, minut așa. bridge, vin și te ridici. Da da, 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 da. Și e fantastic să creează... Eu, de exemplu, un glum am aflat de la fetița mea că Materiile ei preferate, ea e școala, e clasa 0, și materiile preferate sunt educație fizică, pasionată de dans și așa, face, merge la dans, da. și a doua religie. Și am întrebat-o, dar de ce? Și îmi pentru că atunci când am religie, mă rog mult ca să vii să mă mai devreme. <laughs> Ca să înțeleg Formidabil. De unde? Mă gândeam Formidabil. eu să aflu treaba asta. Punând da. întrebări și lăsând-o să fac și un Uite cât de sigur a fost. Da, de eu loc. mă gândeam din alte motive. Absolut, Stai? Știi filmul nostru da. și care este filmul real? Extraordinar. Extra... Wow, bucurie fantastică. Dar, întorcându-ne la ce ai spus, exercițiul ăsta mm -hmm. e. Un... nu costă nimic. Ai nu, e un minut și un minut. Exact. Și după e aia, fantastic. de fapt, deschiz un subiect care... Bravo! Pentru că, de fapt, e un icebreaker da. pentru orice va veni de acolo după două minute. Exact. Nu mai spun de partea de fan, de bonding, de conectare, de da. uh, dezvoltare abilității, de a fi creativ, de a ieși în față și așa. Nu mai spun despre asta. Dar, în primul rând, se schimbă calitatea conversației. Clar, clar. Și nu mai este plictisitoare și nu mai este din aia prin care am trecut noi, știi, cum a fost la școală. Bine. Da. Ce să, a, altceva nu știi să mă întrebi eu pe fiul meu îl întrebam pentru că el mânca la școală și uh, nu știu cum de putea ajungea meniu la pe spatele lui pe și atunci îl întrebam ce ai mâncat astăzi că se vede știi și asta era adică e cea mai nepotrivită întrebare din punctul meu de vedere într -o, într -o, în relație părinte-copil cum a fost la școală ce ai făcut la școală da. E într-o zonă de confort. Dacă, dacă e doar asta, e o problemă. Dacă e doar așa o intenție de a explora, atunci se poate salva. Da. Dar, Dar de multe ori părinții nu mai au energie. Și zic cum a fost așa școală? Bine, am înțeles. Bine? Da, da, bine. Bine, ok. Hai, mergi în cameră și eu stau da. cu taică-tu aici și... Da, exact. E, și... Asta nu e conversație. Adică e... Nu e conversație, și nu, e, nu e acea legătură, acel bonding de care spui tu știi care se întâmplă în acel bootcamp. Și poate experiența de acolo o duc acasă și mai păstrează câte ceva. Dar asta este scurtă, simplă. Dragilor, rețineți, da dacă n-ați auzit, reluați tot de la bun început pentru că e plin de informații interesante. Mm -hmm. uh, și cu adulți lucrezi mă rog, lucrezi cel mai mult cu companii da, correct. lucrez cu multinaționale ca uh -huh. proiecte uh -huh. în zona de vânzări prezentări în public pentru, uh -huh. pentru, pentru echipele așa de așa. vânzări, uh -huh. pentru top manageri, uh -huh. chiar CEO în discut în antrenamente private uh -huh. pentru antrenarea unui speech uh -huh. important și creez uh, am creat universul Arta de a nu vinde uh -huh. unde vin și oameni din companii, dar și mulți antreprenori Oameni de vânzări, freelanceri. Avem evenimente gratuite la două săptămâni, seriile comunității Arta de a Nu vinde. Uh -huh. Sunt pe contul meu de Facebook și pe Insta. Și uh, este, evenimentele acestea sunt uh, online sau offline? Hibrid. Ah, hibrid. Da. Există și grupul de Facebook Arta de a Nu vinde și oamenii. Acolo se, se intră, au conținut educațional, mm -hmm. dar și aceste evenimente la două săptămâni mm -hmm. se întâmplă în București fizic, dar mm -hmm. online, online de anul ăsta din toată lumea, că avem oameni care ne urmăresc din Germania, da, Anglia, da, da. dar și din România, Sibiu, da, Botoșani da, 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 și da, așa. Da, da. Și până la urmă m-am gândit așa, am zis, Bă, eu... Accesul la educație nu ar trebui restricționat în funcție de, mai ales în contextul actual de online. Da. Da. Iar extra, după aceea, cine vrea mai mult, avem antrenamente de o zi, da, le numim noi VIP Sales Day, uh -huh. Very Intensive and Practical Sales Day, <laughs> Așa. pe diverse teme, rezolvarea da. obiecțiilor, uh -huh. public speaking, da. obținerea de recomandări și fidelizarea clienților, social media. Și apoi bootcamp-uri de trei zile, mm -hmm. unul pe an, de mm -hmm. arta de a nu vin de la munte, și după aia unul de elevator pitch. Mm -hmm. Un minut bridge, vin și te ridici. Că nu e nicio. Da, da. De la metafora în care ce ai spune în 60 de secunde dacă ai urca în lift cu un client, mm -hmm. și eu chiar îi duc pe oameni în lift, Aha. îi antrenez, îi filmez Aha. și ne uităm pe filmare și îmbunătățim. Unii își postează filmarea cea mai bună. și... Super fac bani cu ea cu ghilimele, adică după ce se antrenează își pun video-ul din live sau din sală că sunt mai multe speciuri și oamenii își recuperează investiția. Deci trăim într-o eră în care totul e zi repede. Da. Și minutul nu mai e o metaforă. E viteza. Intri pe social media, scroll în 3 secunde. da, am statisticile până la urmă de la social media spun, adică și YouTube-ul, dacă înainte pe vremuri durata de atenție era de 30-30 ceva de minute, acum s-a redus la câteva minute. Da. Și de avem și shorturi și tot. Să țin oamenii... Mestec e... da, mestecăm foarte repede, mult, știi, dar ideea este pe cât mai ții minte din ce ai mestecat toată ziua dacă ai stat pe acolo, că despre asta este vorba. Și atunci, cred că de multe ori este ca un drog. Știi, ne drogăm, dar <laughs> fără, fără rost până la urmă. Pentru că suntem deja spre finalul acestui podcast. Uh, Obișnuiesc să pun două întrebări. Te rog. Uh, prima întrebare este ce le-ai recomanda oamenilor sau nu? Prima întrebare este de ce faci excelent de bine? Putem? De ce faci excelent de bine? De ce fac excelent <laughs> da, de bine? Da, da. Eu? Da. Pentru că merit. Super. Și asta cred că merită oricine. Uh -huh. De foarte multe ori nu ne dăm voie să merităm anumite lucruri uh -huh. în viață. Uh -huh. Și a doua întrebare cu care am început început este ce le-ai recomandat oamenilor să facă pentru a păși pe drumul acestui excelent de bine? În primul rând, fie de acord că merită. Uh -huh. Doi, să înceapă cu finalul minte, pe orice subiect, cum arată proiectul ăsta bine făcut, cum arăt eu după ce am mers la sală șase luni, cum arăt eu după ce am o comunitate de clienți care, mm -hmm. da. care le place să lucreze cu mine, cum arăt eu ca un tată bun. Deci să încep cu finalul ăsta minte, pentru că, așa cum zicea prietenul nostru, Nice, uh -huh. cine are un ce poate sporta orice. Și de aici urmează un plan de acțiune care să onoreze uh -huh. acel uh, final. Da. Restul ține de disciplină de implementare, chestii de-astea matematice. Însă primii pași, eu am observat că ăștia cam sunt, indiferent cum îi spunem și cine îi spune, da. cam asta e chintesența. Super. Și ca să închem în glorie. În glorie. Acesta este bolul cu surprize. Respectiv, acolo sunt niște mesaje în engleză. Puneți o intenție. Uh, intenția rămâne a ta, nu trebuie să ne o spui, dar uh, rugămintea este să desfacem uh, mesajul, să-l citim și să-l comentăm. Ok. Și cine știe, poate se potrivește cu tot ce am vorbit noi astăzi. Hmm. Eu zic că dacă avem intenția asta să conectăm. Da. Deci, da? Mm -hmm, da. When we quit thinking primarily about ourselves and our own self-preservation, we undergo a truly heroic transformation of consciousness. În citat de Joseph Campbell. Mm -hmm. Deci, când încetăm să ne mai gândim la noi și despre noi înșine, cum ar fi... Da. Cumva intrăm de devenim... ceea ce ai spus tu, tu, știi, când ești pe scenă. Da, să nu mai fie des, doar despre noi. noi. Despre noi. E să fie despre și cei. despre ceilalți. Da, și atunci, acest... atunci schimbi conștiința. Exact. Pentru că asta e când când faci un cadou unei persoane dragi, ești foarte prezent să oferi cu tot dragul no. și ție ți se ceva la final dacă omul la e bine. Exact. Înseamnă că ești foarte conștient. De unde și no. na, ideea asta că în vânzări, în public speaking și în viață, nu e important să fii perfect, e important să fii prezent. Prezent, corect. Mulțumesc foarte mult. Eu mulțumesc pentru invitație și oh. sper că a fost util pentru publicul, publicul excelent am... de bine. Oricum, jos în descriere o să găsiți toate datele de contact, astfel încât dacă sunteți curioși și interesați, contactați-l și pe Andrei sau pe echipa lui, de fapt, care cine o să răspundă la telefon nu contează, ca să trăiți niște momente cu siguranță formidabile. Dragilor, acesta a fost episodul de astăzi. Dați click pe acel buton roșu și abonați-vă astfel încât să primiți informații despre fiecare dată când postăm ceva nou, iar până data viitoare, faceți excelent de bine!